Cândva se numeau codri, după care s-au numit păduri. Parte din țară se numește Transilvania, adică țara de dincolo de păduri. Noi ne chemam valahi, adică cei ce ieșeau din păduri. Astăzi, în România, se taie ilegal peste 170.000 de copaci anual. Opriți tăierea copacilor. Faceți un brad ecologic. Un Crăciun minunat! Se face brad. A fost foarte frumos, mi-a plăcut, ne-am distrat,
fost o atmosferă frumoasă. Crăciun fericit tuturor!